Bună ziua, mă. Aici m-am trezit de aseară, mi-a făcut Tomi ăla norocitul ăla. Nu m-a stres că dă copii afară din casă, pe Anca și pe Cătălin și pe Dariu. De da afară, norocitul, o să-i vadă lui Dumnezeu, o să-i arăt eu cine e Olga de la Stăihaia. O să-mi iau copii în Germania și o să am eu grijă de ei. Și îi arăt că o să-l las cu casa goală ca să poată să se spânzură. Că numai așa poate să se spânzură, că mi-au și copii. Da. O să mi le iau în Germania aici și o să am eu grijă de ei. Să-i arăt eu lui cine sunt eu. Și acum am venit la Medona să mănânc. O să... La Medona, uite, mi-am luat să mănânc un meniu și o să vorbim după aia. Da. Și acum vreau să vorbesc cu voi, să spun că eu nu las lucrurile așa cum vrea Tomi. Tomi e un norocit care a fost un sărac, l-am luat jinele în casă și am făcut case, averuri, am făcut pe mintea mea, pe capul meu, aveam părinți bogați, fratele meu m-a ajutat, neamurile lui erau săraci, alu Tomi, să vadă și să arată pe neamurile lui cât erau de săraci și cum sunt de săraci că se duc la perbechi. Nu o să ajungă cum sunt eu aici în Germania niciodată, ei moare și nu o să ajungă unde am ajuns eu și unde sunt eu la nivel mare. N-are cum să se pună cu mine niciodată. Vreau să vă spun că eu sunt bine, mulțumesc de Dumnezeu, că nu o să ajungă Tomi niciodată în viața lui cum sunt eu. Niciodată, Tomi, nu o să ajungi unde am ajuns eu. Cu mintea mea și cu capul meu, nu contează banii, contează mintea mea. Tomi, care nu-ți dai seama ce nevastă ai pierdut și ce nevastă ai luat. Ai luat o nevastă din asta care căuta prin gunoaie fervechi. Asta ai luat, pentru fervechi. De-aia te ducea la fervechi. Asta e. Toată viața ta ai dorit asta. Ți-a dat Dumnezeu să te duci la perbec de Tomi. Du-te, Tomi, la perbec, dar lasă-mi copiii în pace. O să vin eu acasă, vrei să vin eu acasă, ori iau copiii. Știi ce-ți fac? Nu o să vin acum acasă, că nu vreau să vin. O să vin peste când vreau eu, da? Dar o să-mi iau pe Cătălin, pe Dariu și pe Anca. Că Anca e viața mea și cu Dariu și cu Cătălin, prostule. Tu le gonești ca să-mi faci mie un bine. Păi eu vreau copiii mei de când nu am vrut. Și n-avea cine să stă acasă, aibă grijă de casă. Acum să rămâi tu să ai grijă de casă, tu și cu menajera. Dacă mi-au copii în Germania, prostule, iau copii să trăiască bine, să aibă banii lor, să mănâncă ce vrea. Ia uite cum vin eu la Medona să mănâncă ce vrea. Cum am mâncat eu liniștită. Am ce-am vrut, aia am mâncat. Nu ca tine care te duci la perbec prost, așa cum ești tu. Hai, pa! Caramela, mă, nu ține și mie, te rog eu. Sigur bine aici că dacă intru vine cu viteză. Acum am intrat și eu pe autostradă. O să merg numai înainte. Cum zice Tomi, dar eu merg înainte să-mi fac un bine, să-mi fac treburile mele, Tomi, prostule. Nu o să fii și tu aici pe unde sunt eu, Tomi, că tu nu ai bani să ajungi. Nu ai benzină și motorină să ajungi. O să vezi tu cum îl iau pe căt. Ia arată unde suntem. O să ajungi tu aici, că nu o să ajungi niciodată în viața ta, că n-ai bani de benzină. Ia uite, arată acolo, Tomi. Unde ești? Vezi, Tomi, nu o să ajungi tu niciodată. Eu nu mai fac mâncare, eu mănânc ce vreau, fac ce vreau, mă duc unde vreau, vorbesc cu cine vreau, mă distrez cu cine mă simt bine. Prostule de Tomi, du-te la fervec. Du-te și dărâmă barăcile alea de fervec. Cu cerșitoarea ta de fervec. Cu menajera ta unde cerșește fervec.
Toată viața e aici. Prostule, o să-mi iau copii, băi norocitule. O să-mi iau copii în Germania, bă, să aibă o viață mai fericită, mai bună. Am lăsat copiii să fie amărâți din cauza ta. Să nu te fac pe tine de râs în șatra aia, să nu iau copii și nora și nepotul, ca să nu te fac de râs, prostule. Și tu vrei să mă faci pe mine de râs? N-are cum, că eu am copii. Am copii, mă, mari, mă, care vin după mine și mă iubesc, mă. Le-ai gonit, dar are unde să meargă copiii mei. Copiii mei au o mamă în lumea asta care se descurcă singură. Și o să-mi iau copiii să am grijă de ei, să le ajut, prostule. Că eu trăiesc pentru copiii mei, nu trăiesc pentru nimeni în lumea ta. Cum trăiești tu pentru menajere, ai luat cercei lui menajera. Vai de capul tău, păi cercei ăia erau lui menajera, care le-a lăsat la o manedă, ți-a dat ție bani. Când ai avut bani, când ai ieșit de la pușcărie și a lăsat menajera cercei. Și ți-a luat cercei. Cum i-ai luat tu cercei dacă era cercei ei? Prostule, că știu totul. Vrei să spun mai multe cu menajera ta? Să conducă Anca. O să-i dau I6-le ei. Care-i treaba ta, Tommy? Tu ce i-ai dat lui Anca? Că a avut grijă de casă și ți-a pus pachete la pușcărie, norocitule. Nu mai dădea la copilul să mănâncă, dădea ție pachetul. Prostule, lăsa pe Darius de mâncat, trimiteam bani să dă lui Darius mâncare și ea lua ție mâncare și spunea la pușcărie. Și acum vorbești tu de Anca. Și vorbești de Dana care lua lemne la copii și porci. Și a avut grijă de casa ta și de familia ta, norocitule. Vorbești tu de crusca mea, de Dana. Norocitule, vezi, de mama ta și de frații tăi. Împuțiții ăia. Care mi-au furat galbenii, mi-au furat 200 de galbeni. Norocitule. Și nu am mai zis nimic. Și tu îmi gonești mie copii. Dar bine ai făcut că le gonești, ca să vină la mine în Germania. Mi-ai făcut un bine, prostule, tu credeai că îmi faci mie rău? La mine tot răul vine spre bine, prostule. Eu când am un rău, vine spre binele meu. Ai gonit copiii ca să le iau în Germania, să aibă o viață mai bună. Ce crezi, că Dumnezeu mă lasă pe mine niciodată? Nu m-a lăsat și e cu mine oriunde merg. Vorbești tu de familia mea, unde mi te-ai dus la cazul la familia mea. Când am fost cu fratele în ospital, de ce n-ai venit la București? Norocit, pe te-ai însurat, te-ai însor pe lumea la altă. Vino și tu, Germania, ai bani de benzină, prostule. Ai mașină, ai bani de benzină, să trăiești tu în Germania. Să trăiești și tu o viață mai bună în Germania, ai bani. Ești un terminat cu fir vechiul tău. Arată unde suntem noi, ia uite. Mai bine și el aici în Germania. Prostul dreac, vorbești și de copilul meu. Că l-ai terminat. L-a supărat pe copilul meu, de-a dat în depresie. Dar o să am eu grijă de copilul meu, o să vadă că copilul meu nu are depresie. El are depresie de la pușcărie de 7 ani.
pușcăria și a stat 7 ani la pușcărie și vrea să mă țină copiii la el și Nora. Să respectă Nora pe Tommy, că am mai avut o Noră. Ce a făcut la Nora Alantă unde am avut-o? A trăit cu ea, a uitat cu nevasta lui Pindea când a trăit el cu ea. Și s-a despărțit de Pindea. Stella a uitat ce a făcut el cu nevasta lui Pindea. A trăit cu ea și s-a despărțit de Pindea. Din cauza lui Tommy, lui norocit. Eu până acum n-am vrut să spun. Ca să nu fie mie, să nu fie rău la copiii mei. Vezi, Tommy, vezi cum e viața în Germania. Îți arăt eu viața de Germania. Că mi-au copii, îmi iau pe Darius, îmi iau pe Cătă și pe Anca. Ce mai vreau? Asta vreau eu viața întreagă, să trăiesc pentru copiii mei și pentru nepotul meu. Ești nebun. O să le iau în Germania și o să vin peste 10 ani și tot recuperez casa mea. Prostule, poți să ai tu grijă și tu și cu menajerea aia de casa aia 10 ani de acum acolo. Că e tot casa mea și copiii mei. Ești prost la cap. Doamne, ce minte proastă ai! Cum poți să ai o minte din asta, nu știu. Doamne, Dumnezeule! Băi, Tommy, eu vreau să spun ție, tu nu reușești nimic cu mine, la capăt nu o să mai fi cu mine. De ce n-ai vorbit tu cu mine când trebuie? Acum mai vorbești cu mine, sunt tu pe diamant. De ce sunt tu pe diamant? Ce ai tu cu diamant să-l sunt tu? Meriți tu să vorbești cu diamant? Păi diamant e bărbatul meu, diamant are valoare mare, băi, ești prost. E din Timișoara, șmecher, a fost interlop în Timișoara, în București, peste tot, ești prost. Eu am bărbat interlop, el mai bătrân, dar interlop prostule. Baba bătrână face ciorba bună, așa diamant, e un om bătrân, dar are multe cunoștințe în Frankfurt, în Germania. Salut pe toți țiganii neamurile lui Diamant din Timișoara, care respectă pe Diamant și Diamant le respectă pe ei. Tommy, tu cine ești Tommy? De la Șatra, de la Strehaia. Hai, Tommy, vezi de Șatra, te lasă-mi copiii în pace. Trimite-mi copiii mai repede în Germania. Că o să vezi tu copiii peste 10 ani, prostule. Că nu te ține mai dau acasă. Ești prost. O să muncesc eu pentru copiii mei să le dau să mănâncă, să le fac altă casă aici în Germania. O să aibă și casa aia de la Strehaia. O să iau casă în Germania pentru Darius, pentru Cătălin și Anca. Păi Anca e femeie deșteaptă, are permis, Cătălin are permis. Păi ești prost, muncești și pe propria lor răspundere, aia fac banii lor. Ești prost, cine a ținut casa ani de zile? Când ai fost tu acasă, are 10 ani Darius, avea 2 ani când l-am lăsat noi acasă. Are 8 ani de zile unde a ținut casa, s-a ținut singur. Prostule, toată viața ta ai fost prost. Te-ai luat după neamurile tale și după sora ta aia să-i vadă Dumnezeu lui Maria. Lui Maria, lui sora ta, să rămână și ea pe străzi, cum vrea să gonească ea copiii mei și nora mea, să gonească și pe ea Dumnezeu din casa ei de acolo. Să o vadă Dumnezeu să o îmbolnăvească iar pe sora ta, Maria, că ea învață să te încerci cu copiii mei. Și să vorbești de nora mea și de mine. Dumnezeu să o vadă pe Maria.